Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 8 martie. În primul rând, vreau să urez la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor să aveți parte de tot binele din lume. Să știți că este o zi bună pentru toată lumea, dar este o zi și cu lucruri picante. Da? Spre exemplu, de dimineață e posibil să fim cu toții puțin mai nervoși, mai agitați sau mai curajoși în sensul că acum putem să facem lucrurile diferit, da. Și tot în prima parte a zilei avem tot felul de surprize, care mai de care mai ciudate, da. Uh, mesaje, apeluri telefonice pot fi și discuții care, pe de o parte, nu plac, da, sau uh, pot fi tot felul de informații care apar pentru noi și care inițial nu sunt chiar atât de, uh, să zic așa, pe gustul nostru. Da? puțin atenție. V-aș ruga să aveți și pe partea asta de cumpărături online în prima parte a zilei de vineri. Nu că nu sunt de acord, doar că știu eu, puteți să vă treziți cu tot felul de surprize. Însă, a doua parte a zilei de vineri este absolut magică, este frumoasă, este superbă. Fiecare o să vrea să petreacă într-un mod diferit această zi frumoasă și, cu siguranță, în a doua parte a zilei, lucrurile se liniștesc extraordinar de mult. Însă, ce vreau să menționez este faptul că Ziua de vineri în general, să știți că vine cu rezolvări, da? adică surprizele astea care se petrec acolo, lucrurile pe care acum avem curajul să le facem, ne pot scoate din niște situații ciudate. Și vineri, așa cum bine știți, este conjuncția dintre Mercur și Neptun, asta se petrece în fiecare an. Dar uite că de data asta s-a întâmplat fie de ziua femeii. Vedeți că este un moment în care Putem să avem tot felul de discuții sincere, putem să purtăm tot felul de discuții din astea interminabile, fără limite cu o prietenă, cu oamenii din jurul nostru, alții poate o să aveți chef să studiați tot felul de uh, informații din acestea care mai de care mai ciudate, însă, toți ziua de vineri poate să vină pentru toată lumea cu o mică mare minune. da, Vedeți voi, uh, po povestea asta, în primul rând, ne dă multă intuiție, ne dă foarte multă inteligență emoțională, foarte, foarte multă. Și aici e clar, trebuie să ne ascultăm și intuiția, însă, v-aș recomanda eu. Uh, totuși da, uh, să încercați să mențineți puțin contactul cu, cu realitatea. Da? cu realitatea asta, eu zic că e bine. Și este adevărat, da, că eu o zic cu mici mari minuni pentru toată lumea, lucruri interesante care se spun, lucruri interesante care se simt acolo, însă, însă, repet, totuși e ok să ne trezim puțin la, la realitate. Da? Uh, avem puterea, roata destinului, soarele și magicianul. Poate să fie un moment în care, uite, avem curajul și facem lucrurile diferit și atunci se întâmplă mici-mari minuni în viața noastră, și asta e ok din punctul meu de vedere. Chiar suntem foarte multe ajutați, însă cred eu că este și o perioadă pentru cei mai mulți dintre noi în care o să avem curajul să facem lucrurile diferit, poate să fie o zi cu succes, cu bucurie, o zi în care ne ocupăm de multe lucruri și poate să fie un moment în care uite se întoarce roata. Da? Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție în ziua de vineri. Da? Vedeți voi, 8 martie, da? această cifră 8 este simbolică da? pentru acest an 2024, așa cum bine știți. Deci eu cred că în preajma zilei de vineri, Uh, se pot întâmpla tot felul de lucruri da, care să ne trezească la realitate. Altfel spus, uh, poate să fie și eu și o zi de vineri în care e ca și cum nu ne vine să credem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Da? Și cu bune și cu mai puțin bune, v-am zis, e, este un moment de confuzie totală, de asta zic eu că e bine să facem ceea ce simțim să lăsăm lucrurile să curgă de la sine. Asta e foarte, foarte important în ziua de vineri, că pe cât o să le ținem strânse, pe atât nu o să fie ok. Da? Pe atât nu o să fie ok. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, că sunt curioasă da, ce se întâmplă. Și vă reamintesc și de previziunile pentru această săptămână, vă invit cu drag, în weekend o să avem luna nouă din Pești, o să discutăm în previziunile pentru uh, weekend, cei care sunteți curioși, aveți filmările pentru săptămâna asta în care am menționat deja cam ce se întâmplă pentru fiecare. Da? Uh, și bineînțeles, finalul de săptămână vine cu foarte multe evenimente, deci este un weekend pe care nu o să-l uităm ușor, probabil. Dar nu într-un sens rău, da? Nu într-un sens rău. Bun, cam atât, hai să vedem exact ce se întâmplă cu fiecare în parte și am vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidară pentru sufletelul vostru și de asemenea vă invit cu drag și pe site-ul oficial cristinazurba.com, acolo apar articole în fiecare zi. Dacă sunteți curioși, puteți să mergeți acolo, puteți să împărtășiți cu prietenii, chiar eu zic că e, e de depin. Da, e de bine și încă o dată vă mulțumesc pentru înțelegere, sunt puțin mai bine, chiar m-au ajutat gândurile voastre bune, vă mulțumesc din suflet pe această cale. sper da să să fie totul mai mai ok, da, mai ok. Zodia bărbec pentru bărbec. Este o zi în care lucrurile, să zic așa, sunt destul de, de, ciudate. În primul rând, berbecul se trezește de dimineață cu foarte multă energie, berbecul are o foarte mare încredere în propriile idei, în convingerile de viață și de ce nu, berbecul are curajul fie să rupă o relație de prietenie, fie de dimineață berbecul se trezește poate puțin nervos și eu pe un prieten, pe cineva din jur, dar pe de altă parte poate să fie și o zi de vineri cu multă pasiune pentru berbec, viitorul e important, bineînțeles, în prima parte a zilei apar niște discuții acolo care fie nu-ți plac, sunt discuții care țin de un prieten, de un partener, poate știu eu, este vorba despre un cadou pe care îl primești, un cadou pe care îl dai, dar, dar, în același timp, uite, seara de vineri e foarte bună să stai cu partenerul, să ieși cu o prietenă, să te cunoști cu cineva, da, uite, poți să cunoști o persoană nouă. Acum, da, dacă vrei, dar ca să faci asta, trebuie să ieși foarte mult sau să stai mult pe uh, site-urile astea de socializare, da? pentru că și pe acolo poate să apară ceva. Bărbăcul începe să fie mai pozitiv privind viitorul sau privind viitorul unei relații, viitorul unui parteneriat, Unii puteți să aflați doveste bună legată de un cuplu, dar este și o perioadă în care bărbăcul conștientizează multe lucruri, se poate vindeca, vezi că prin scris poți să te vindeci o perioadă asta sau uite, poți să te folosești de conjuncția aia ca să te apropii mai mult de divinitate, să meditezi, să te studiezi pe tine, dar cumva în tăcere, în liniște, în secret, acolo tu cu tine și bineînțeles că unii bărbești puteți să aveți nu știu, niște discuții din acestea frapante, interminabile, ciutate, diferite, da? cu o femeie, cu o prietenă, cu cineva din jurul vostru. Foarte mulți bărbeci, cu siguranță, în preajma zilei de vineri, o să fiți dornici așa să stați mai liniștiți, voi cu voi. Primiți multe informații din astral, secrete multe pe care le aflați în preajma zilei de vineri, dar și un moment în care bărbăcul simte așa că visează cu ochii deschiși da ce ți-aș recomanda în schimb o mai mare atenție pe sănătate, mare atenție ce bei, ce mănânci, adică să nu exagerezi da cu nimic să ți păstrezi niște limite, dacă îți păstrezi limitele e ok, toată lumea te aplaudă da. Hai să vedem, dragi berbeci ce spune și tarotul pentru voi. Eu zic că e o zi frumoasă, da? E o zi frumoasă. U! 6 de monede, 10 de monede. Știu, bărbecul se întâlnește cu niște prieteni, da? Îți vin persoane în vizită. Te întâlnești cu familia, primești cadouri sau poate oferi tu cadouri cuiva, dar este o zi foarte bună. E ceva ce se întâmplă aici într-un grup mai mare de oameni. Iar apoi avem 10 de spade, un sfârșit, ceva se închide pentru berbec. Este și un moment de conștientizare, știi că ceva se închide, ceva se transformă, ceva nu mai funcționează așa cum știi tu. Iar ultima carte este 8 de cupe. Berbecul se pare că, nu știu, fie abandonezi, da, anumite lucruri. Fie este un moment în care lași ceva în urma ta, da? nu știu, renunți la o idee, renunți la o relație, unii vorbești puteți să aflați niște vești care vă surprind destul de mult, dar dacă aveați ceva programat, vedeți că e posibil să se anuleze sau să se întâmple ceva, da. Ți-ai programat ceva și nu știu te trezești cu niște lucruri, poți să auzi despre o problemă a unui bărbat sau unei persoane, da, unii e ca și cum ziceți gata, las deoparte suferința, las deoparte ceva. Zodia Taur. Pentru Taur este o zi așa în care cu siguranță treci observa pe stradă. Foarte mulți Tauri aveți ocazia să primiți astăzi foarte multe mesaje, foarte multe cadouri, poate chiar lucruri frumoase. Da? Și, vedeți voi, dragi taure, de dimineață, nu știu, fie e o dorință mare de afirmare acolo a voastră, fie e ceva ce nu vă place pe la muncă, poate în relația cu șeful, poate e vorba de partenerul vostru, poate vă zice mai târziu la mulți ani sau poate nu zice deloc, se mai întâmplă și asta. Și taurul va reacționa într-un mod tare ciudat vineri, da, e posibil deodată, așa, să-ți schimbi planurile de viitor sau deodată să acționezi într-un mod diferit privind relația cu un șef, relația cu oamenii din jurul tău și vineri, în a doua parte a zilei, taurul e foarte bine susținut. Deci dacă te ai plănuit să ieși în oraș, să te vezi cu cineva, undeva vineri seara eu zic că e ok. Și de asemenea, unii tauri puteți să întâlniți acolo o persoană care îți va ajută foarte mult. E o femeie, nu știu, vă dă sfaturi, vă ajută. Pentru alți tauri poate să fie un moment de conștientizare privind relația de cuplu, de ce nu? Și e interesant că pentru Taur această conjuncție dintre Mercur și Neptun se produce pe casa prietenilor și acolo pot fi niște discuții interminabile cu prietenii, uh, discuții interminabile cu, uh, cu oamenii din jurul tău, alți Tauri, poate vreți să mergeți la un concert, vreți să mergeți uh, într-o adunare mai mare de oameni, dar e ceva cumva diferit, liniștit, aș zice eu, de asta aș merge pe ideea de muzică, pe ideea de... Uh, pe ideea aceasta. Pe de altă parte, pentru Taur este un moment în care nu știu, fie este o confuzie totală privind viitorul unei relații, viitorul unei situații, fie pentru unii tauri este un moment în care începeți să vedeți lucrurile altfel, na, da? privind o poveste de iubire, privind o sumă de bani, privind o situație în care voi vă, vă aflați, da, vă aflați. Un moment interesant, da, un moment interesant. Um, Uite, taurii, ca și cum spuneți, băi, simt că visez, parcă nu vine să cred ce se întâmplă, parcă nu vine să cred încotro merg, da? uite, undeva vineri seara, da? Poți să stai alături de persoana iubită sau de niște persoane, dragi știe, și lucrurile cumva să fie extrem de luminoase pentru viitorul tău, da? Extrem de luminoase. Magicianul 6 de băte, deci taurul își ia viața în propriile mâini în ziua de vineri și are parte de o victorie, de o bucurie. Cineva aici îți poate face o surpriză plăcută în această zi. Și apoi avem aici împăratul, mm, o legătură cu un berbec. Deci o persoană cu autoritate din viața ta care îți face o surpriză plăcută în această zi de vineri, dar și o hotărâre importantă pe care Taurul o ia. Apoi avem 10 de monede. Da? Ești cu prietenii sau pur și simplu simți o senzație așa foarte puternică de siguranță, de stabilitate. Poate să fie și un moment aici în care te vezi cu familia sau mergi într-o adunare de oameni. Da? De oameni. poate aveți discuții cu partenerul, ziceți gata, mă mărit, mă însor, unii poate cunoașteți pe cineva, că v-am zis, deci vineri seara puteți să cunoașteți pe cineva. Acum trebuie să și ieșiți din casă, trebuie să și socializați, trebuie să vă găsiți ocupații Da? Zodia Gemeni. trei Gemeni, ce faceți? Voi cam sunteți prin săptămâna oarbă, nu știu cum să vă zic eu vouă, dar, um, Vineri dimineață, gemenii se trezesc așa, invincibil, zic gata, am încredere în mine, în ideile mele, știu cine sunt, sunt invincibil. Pentru unii pot apărea acolo niște lucruri ciudate care țin de muncă sau care țin poate chiar și de niște prieteni. Da? Pe de altă parte, vineri pe la mă rog, prima parte a zilei, gemenii au parte de o surpriză. Este un adevăr, este o pierdere, este o veste din trecut, ceva ce se amână, ceva ce se întâmplă, da, și e bine să nu insiști, ți-am zis, indiferent de situație, nu insista. Cineva te surprinde cu un mesaj, cu un apel telefonic, cu o veste, poate e ceva legat de zona străinătății, de niște acte, de niște vești surpriză care apar și care schimbă așa viitorul. Însă, în a doua parte a zilei de vineri, gemenii sunt foarte bine susținuți și pe dragoste și acolo nu știu fie faci ceva nou împreună cu partenerul, fie este vorba despre faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva de aici este o persoană din altă cultură, din altă religie sau o persoană care știu eu, are niște idei așa total nonconformiste despre despre viață. Um, vedeți voi, dragi gemeni, Mercurii e guvernatorul vostru și cu siguranță simțiți că sunteți în săptămâna oarbă, chioară, adică nu mai vedeți nimic clar. Da? Uh, Acum, fiind și nodul sud da, pe, pe casa 5 fiind și liliți pe casa 4 eu m-aș gândi că unii cei nu știu, ori deci, așa cum spuneți, bă, nu știu ce să fac, să mă mut, să nu mă mut, să mă împac, să nu mă împac, să mă despart, să continui relația, să încerc relația asta. E o confuzie totală, da? Și cu siguranță, mulți gemeni, uh, sunteți și într-un moment în care spuneți, bă, uite ce frumoasă e viața mea, totul e roz, totul e interesant, e plăcut, e intens, e frumos, dar uh, în același timp e ca și cum nu vă vine să credeți, da, ce vi se întâmplă. Pot fi niște sincronicități acolo destul de interesante, da, nu sunt negative, dar sunt sunt interesante, aș zice eu. Uh. Și ce mi se pare uh, foarte uh, interesant iarăși aici e că. Gemenii cumva trec prin niște schimbări perioada asta, da. De la alb la negru, de la bucurie la tristețe, deci tot felul de lucruri de genul acesta. Unii uh, chiar puteți să aveți o seară de vinere absolut fantastică, doar că e senzația aia că pur și simplu, parcă nu vă vine să credeți ce vi se întâmplă, nu, nu vă vine să credeți ce care e situația de prin jurul vostru, da patru de bâte, doi de monede, nu știu, trebuie să mergi la două petreceri, două grupuri de oameni, unii gemeni, primiți bani, dați bani la rândul vostru, primiți flori, dați flori, deci sunteți prinși pe tot felul de lucruri, dar este ca o zi de sărbătoare pentru gemeni, e o zi frumoasă. 10 de bâte. Aici poate să fie o zi și aglomerată în care apar multe lucruri de făcut, dar nu e nimic negativ în asta. Da? Sunt multe responsabilități sau unii gemeni simțiți așa ca o presiune și ziceți, bun, dar de unde vine și ce să fac? Păi ce să faceți e să alegeți, da? să mai puneți niște limite. 3 de bâte. 3 de bâte aici vine cu o primă victorie, o primă bucurie, un drum pe care îl faci undeva către un loc drag sufletului tău. Da? Sau poate să fie un moment în care gemenii caută răspunsuri și reușesc, da, găsesc aceste răspunsuri. Zodia rac pentru rac este o zi în care știi cum trăiește așa la plus infinit, fie vineri dimineața e parte de un moment acolo pasional în relația de cuplu, fie pentru unii și este vorba despre. Uh, e discuții acolo ciudate care apar, fie cu partenerul, fie cu cineva anume, uh, pot exista, bineînțeles, și schimbări de plan pentru rac, adică ți-ai programa că trebuie să faci ceva în ziua de vineri și după aia te trezești că ți se schimbă programul, da, chiar undeva pe la amiază, poate este și o surpriză din partea unui prieten, iar undeva în a doua parte a zilei de vineri, racul simte așa că trăiește la plus infinit, este un moment bun, intens, frumos, acolo în casă, în familie. Poate este vorba și despre uh, niște discuții importante cu partenerul privind viitorul relației, privind situația în care sunteți și interesant e că pentru rac uh, este un moment așa destul de interesant. Da? Uh, conjuncția dintre Mercur și Neptun se petrece pentru tine uh, pe, uh, pe casa nouă, deci uh, este un moment în care racul simte că plutește, înflorește, uh, pot fi și tot felul de informații care apar și care pur și simplu te surprind. Da? Unii puteți să aflați de sfârșitul unei relații, alții din contra, puteți să treceți printr-un moment de schimbări destul de mari din punct de vedere mental. Da? Ce ați crezut până acum că e valabil, uite acum nu mai e. Și Zic eu că este o zi de vineri foarte bună pentru rac, pentru că aveți o inteligență emoțională ieșită din comun și cumva veștile care apar cumva trebuie să le acceptați, pentru că ele sunt bune, alții raci din contra, voi sunteți cei care luați atitudine, puteți să primiți și un cadou foarte valoros undeva în seara zilei de vineri, Da ceva care să vă surprindă destul de plăcut. Racul simte că visează, primește tot felul de vești de la distanță, de la prieteni, de la rude, de la oameni pe care nu i-a mai văzut de mult timp, dar există și o predispoziție pentru RAC să afle niște secrete sau niște informații care surprind destul de mult. Tentația și 8 de băte. Multă pasiune pentru rac, o legătură cu un capricorn, este și o zi în care se discută foarte mult. Poate să fie și o zi în care cumva racul cumva trebuie să învețe că trebuie să și ofere, nu doar să primească, dar poate să fie și o zi în care partea aceasta financiară este foarte importantă pentru rac sau începeți să vă dați seama că gestul contează și nu neapărat cadoul în sine. 5 de spade. E ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine, dar este și un moment în care racul ar fi bine să mai facă lucruri și pentru sufletul său. Da? Cumva să te pui acolo pe primul loc. E cineva care încearcă să rămână echilibrat dintr-un anumit punct de vedere. Apoi avem 6 de spade, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau cineva care face un drum către tine. Da? Niște noutăți plăcute care apar pentru sufletul tău, noutăți care țin de drum, noutăți care țin de o distanță. Zodia leu. Pentru leu, uite, de dimineață, nu știu, fie partenerul e mai nervos, fie tu ești mai energic din fire, posibil unii lei, da, să aveți niște discuții așa mai ciudate sau și știe, poate acum aveți curajul și dați un mesaj cuiva, v zis eu că pe acolo poate e ceva ce vi se pare interesant, un client, o persoană, o colaborare și acum poate aveți curajul, dați mesajul, comunicați. Pentru alții lei poate fi și un moment în care în relația cu partenerul, da, aveți niște discuții acolo intense. Însă, în, în prima parte a zilei de vineri, leul e foarte surprins de niște hotărâri, surpriză, care se iau privind șeful, privind partenerul de viață, privind un proiect important, o relație importantă. Fie este vorba despre o rupere bruscă, fie pentru unii lei este vorba despre o transformare radicală. Da? Vedeți că pentru voi, nu știu, parcă vineri dimineață e puțină agitație și după aia spre seară e lapte și miere. Pentru că, uite, dacă ești leu și vrei pe cineva sau vrei să-ți îmbunătățești relația de cuplu, poate vineri seara e ok să petreci alături de partener sau poate este ok să... Um, să ieși în oraș sau să comunici cu cineva, este vorba de uh, un moment în care leul se simte foarte, foarte bine, se simte liniștit, se simte relaxat. Și, uh, tot uh, vineri, așa cum ziceam, este acea conjuncție dintre Mercur și Neptun, o conjuncție care, pentru tine, e clar, se produce pe Casa a înseamnă un moment în care leul poate să depășească limitele uh, planului fizic, adică poți să vezi dincolo cumva de planul ăsta fizic. Alții lei uh, o să simțiți că. Nu uh, știu, o să începeți să vă dați seama de partea asta de bani. A, mă rog, atenție pe bani și pe prieteni. Vedeți câți bani dați și cui bani dați. Uh, uh, unii lei, posibil, să vă apucați să faceți niște cadouri colosale, da, uriașe, cuiva. Și acum, nu știu dacă merită sau nu, aici a, e treaba voastră, eu nu mă bag. Uh, pe de altă parte, uh, unii puteți să. Fiți într-un moment destul de interesant acolo, privind viitorul unei relații, privind transformarea care apare. V-am zis și pentru voi, un fel de săptămână oarpă pe în perioada asta, și acum eu nu mă bag, repet fiecare cum, cum consideră. Leul poate să rămână destul de surprins de niște informații pe care le află în legătură cu un prieten sau în legătură cu un proiect, iarăși. Pot fi și astfel de de lucruri, încercați și voi să vă mențineți anumite limite. Acum nu știu dacă ai cunoscut pe cineva sau dacă vrei să te apropii de cineva. Uite ziua de vineri e bună, doar că fai e e cu pasiune, e intens, sunt lucruri din astea extrem de ciudate care se petrec. Doi de foc, regele de apă. Forța o legătură cu zodia leu da zodia ta. Este o zi în care leul își face planuri de viitor, este o zi în care nu știu, face o călătorie îndepărtată undeva anume sau uh, vrei să faci ceva nou, te impui dintr-un anumit punct de vedere. Na, parcă e un drum într-un loc cu o apă sau poate să fie vorba despre un drum spiritual pe care leul îl face. Da? Regele de cupe zice despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar poate să fie și o zi destul de intensă pentru leu din punct de vedere emoțional. Aici se pot lua niște hotărâri pe un termen mai lung. Da? Uite aici, simbolul lui Neptun simbolul lui Neptun. Da, pe unii lei, nu știu, vă apucă dragostea și ziceți gata, asta e persoana, ăsta e omul și mergem împreună așa pe un drum lung până la adânci bătrâneți. Alții din contra, da, vă dați seama că undeva nu, nu mai funcționează lucrurile și vă dați seama că pe termen lung chestia asta nu, nu, nu duce. Că e vorba de o rudă, că e vorba de o prietenie, că e vorba de cineva din jurul vostru. Aici puțină trezire la realitate n-ar strica. Apoi avem șapte de băte, da? Deci, leul se pare că ia atitudine ziua de vineri, fie este o atitudine pe care o iei în relația cu partenerul, fie este o atitudine în general în viața ta. E o mai mare încredere în tine. Ești puțin stresat, vrei să rei legătura cu o femeie din trecut pentru bărbați, sau uh, poate vrei să rei legătura cu o persoană pe care n-ai mai văzut de ceva timp. Păi, nimic rău în asta, eu zic să mergi tot înainte, da? Că nu are ce să fie rău, oricum la cei pe cer nu ești tu lăsat să te duci prin chestii care nu -ți sunt de folos. Așa că stai fără grijă. Zodia Fecioară. Uh, pentru Fecioară este o zi în care munca e importantă, normal. Dar uite, vineri dimineață, fie este un moment în care ești puțin stresat sau ceva te enervează, poate primești mesaje mult prea dimineață și ești trezit. Uh, poate pentru alții este o mică mare problemă legată de sănătate, da și aici iar trebuie să fiți atenți puțin. Poate e ceva legat de niște acte, poate e ceva ciudat la mijloc și cu siguranță Fecioara în prima parte a zilei de vineri are parte de niște surprize acolo, da, surprize care vin din zona străinătății sau surprize care țin de acte în mod special. Poate sunt lucruri nu știu ciudate, adică una a ți era teoria din minte și alta practica. e practica. Aici ceva ce te surprinde total și. Te lasă așa destul de uh, surprins, rămâne așa cu gura căscată. Nu e nimic rău în asta, oricum este o perioadă în care cumva. Uh, ți se cere să acționezi diferit, de ce nu? Iar în a doua parte a zilei de vineri, fecioara este foarte apreciată pentru tot ceea ce face. Poate te gândești, nu știu, faci o cină romantică cuiva sau faci un gest frumos față de o persoană, te vezi cu niște colegi de la muncă, poate ai stabilit acolo o întâlnire. Cumva, fecioara e foarte bine, bine susținută. Poate chiar și niște bani pe care îi primești sau pur și simplu primești multă apreciere pentru ceea ce faci, da? La modul general și pentru fecioară este un moment în care uh, Știu, e vezi cum zici, băi, eu nu mai înțeleg nimic din relațiile mele Sau este un moment în care fecioara altfel poate să zică Bă, viața mea e bună, viața mea e interesantă, da? Uh, Uite câți oameni valoroși am prin jurul meu pentru alții poate să fie și un moment în care puteți să vă dați seama că nu știu, ați găsit persoana potrivită, poate un coleg de la muncă. Pentru unii, posibil și asta. Eu mă bag aici. Voi știți regulile de pe la muncă, voi știți ce e acolo. Da? Poate este și un moment în care fecioara își dă seama că trebuie să facă ceva, să acționeze cumva. Sunt niște discuții acolo interminabile care apar legate de relații, legate de muncă. Poate, nu știu, ești cu un coleg, cu o colegă undeva și va apucați și discutați niște lucruri așa interminabile legate de relații, de acte, de responsabilități, tot felul de lucruri de genul acesta. Însă, eu zic că pentru făcioară este o zi bună. Da? Este o zi bună. Vezi tu, discuțiile alea pe care le ai, lucrurile care se petrec sunt bune, da? însă Singura chestie este să puțin intuiția, să -l lași puțin simțul practic deoparte și fără supărare acum, pentru că punctul norocului e pe, pe, pe casa 12. Deci tu ai protecție, da? norocul e prin intuiția ta, norocul e prin ceea ce se descarcă da? de sus, norocul este printr-o pierdere sau printr-o închidere sau prin a nu insista când vezi că ceva nu merge. Da? Acum, mai departe, nu știu, eu nu da? eu v-am zis ce puteți să faceți cu energiile astea, da? Fecioara simte că plutește, da? se poate simți foarte apreciată, doar că într-un mod diferit. Da? E ca și cum fecioara stă și învață, stă așa blocată și spune pe bune, uite chestia asta trebuia eu să învăț, uite chestia asta trebuia eu să o conștientizez. Hai să vedem, dragi fecioare, și tarotul ce zice. Ce trebuie să știți? Uh, Marele Preot. Nu știu, pe unii vă apucă dragostea, vă apucați, vă căsătoriți, divorțați, alții, nu știu, am idee ce faceți, da? Doi de spade, Marele Preot. O legătură cu Zodia Taur. Uh, uite, eu zic în care, nu știu, există o lipsă de comunicare aici. Da? O lipsă de comunicare. Este și un moment în care uh, poate fecioara simte nevoie să stea așa puțin mai retrasă. Da? Alții parcă trebuie să vă împărțiți aici între două direcții. Arcana majoră, moartea, da? o transformare, o legătură cu Zodia Scorpion. E, acum, dragi fecioare, ceva trebuie să se schimbe, ceva trebuie să se transforme, trebuie să vă deschideți sufletul da? în fața celorlalți. Iar ultima carte este 2 de BT. Deci uh, niște planuri pe care fecioara le face pe termen foarte lung sau poate să fie o așteptare mare da, în care ești pus sau pusă sau curajul de a pleca pe un drum nou, pe un drum lung, pe un drum care zic eu că te-ar putea ajuta. Da? Aici este o schimbare care apare foarte rapid. Da? Uh, Poate unii știu eu ați suferit sau v-ați despărțit și v-ați închis sufletelul. Ei uite, acum vi-l puteți deschide. Adică nu e complicat. Lăsați puțin uh, logica și matematica și părțile astea deoparte și deschideți-vă mai sufletul. Măcar o zi, măcar o zi, uite, măcar vineri seara. Tu pă, faci ce vrei tu. Da? Un drum care schimbă multe. Poate păi, în sfârșit ai curajul și comunici. Da? Și comunici. Acum, o să găsești oameni interesanți prin jurul tău, dar aici trebuie să fii și atent. Oricum, fecioara este într-o perioadă de schimbări destul de mare și sunt schimbări bune, dar. V-am mai spus, este important să vă deschideți și voi în fața acestor lucruri. Chiar am simțit astăzi să vorbesc așa mai mult pentru fiecare zodie nu mi-am propus un timp anume, deci nu știu cât o să dureze. Dacă tot m-am conectat la conjuncția aia Mercur-Neptun. Și acolo sunt și discuții din astea interminabile și intense și plăcute. Asta este. Zodia balanță. Pentru balanță e o zi de dragoste. De dimineață fie este un moment pasional în relația cu partenerul, fie e o oarecare ceartă acolo, e o surpriză, e o discuție. Unii poate din contra, acum aveți curajul și faceți lucrurile diferit. Da? Pentru unii pot fi și chestiuni legate de un copil. Da? Acum este și o perioadă în care balanța e total dată peste cap, mai ales dacă discutăm de partea de dragoste, de copii, de plăcere, de bani, de cheltuieli, adică pur și simplu totul o ia razna. Ei, în prima parte a zilei de vineri, balanța e surprinsă, da? E surprinsă, nu știu, prin niște bani pe care îi dai, uh, poate nu știu, să zic că ai văzut un buchet de flori, te duci să-l cumperi, tu spui că, nu știu, costă o anumită sumă și după aia când e să plătești vezi că e dublu, da? vezi că n-ai văzut un zero acolo. Cam așa. Pe de altă parte, în a doua parte a zilei de vineri, pentru balanță e un moment foarte bun. Da? Venus guvernatoarea ta face conjuncție cu Luna, deci e un moment foarte interesant. Da? E și conjuncția aia Neptun-Mercur. Deci, Balanța, pur și simplu, Începe să se simtă foarte apreciată pentru ceea ce face. Balanța începe să-și dea seama cam ce trebuie să facă. Uh, pentru unii e ca și cum nu vă vine să credeți cum anume se leagă lucrurile. Vedeți că pentru unii dintre voi e posibil să aveți o discuție acolo foarte sinceră, sau cel puțin ați putea avea, acum, eu nu știu ce faceți fiecare, că trebuie să vă și folosiți de energiile astea, da? Uite, cei care aveți probleme prin relația de cuplu, uite, acum puteți să aveți o discuție sinceră, da, așa, fără niciun interes, fără nimic, și să vă clarificați lucrurile, da? când vedeți că prin weekend se accentuează și el a grad exact cuadratura dintre Marte și Uranus și are legătură cu dragostea povestea asta și cu ruperea unei relații într-un mod brusc da? sau, cu o sau o transformare bruscă a unei relații. Deci, balanța uh, este într-un moment în care nu știu, ca și cum spune, bă, nu vine să cred ce s-a întâmplat, nu vine să cred ce fac, nu vine să cred uh, ce se întâmplă la muncă, în viață sunt niște lucruri acolo pe care balanța fie le a aflat, fie urmează să le afle și care vor surprinde destul de mult, da? Și cu siguranță toate astea te vor determina să iei o hotărâre din acest punct de vedere. Uite, seara, nu știu, stai cu persoana iubită, cu un copil, te relaxezi, te simți bine, ieși cu pasiune, sunt lucruri și frumoase. Poate petreceți într-un mod diferit, se întâmplă lucruri diferite, însă în același timp Repet, este un moment în care balanța zice băi, parcă e prea frumos să fie real sau parcă pur și simplu simt că trăiesc aici nu știu un vis frumos sau un coșmar sau ceva da um, na acum Lilith e pe unde e v-am zis, sunt lucruri care vă vor mai surprinde în următoarea perioadă, poate vă surprindeți voi pe voi, poate vă e teamă de ceva, e, vedeți, luați și vă învingeți teama că nu e nu e ok, da, nu e ok. În rest, eu zic că este o zi bună. Da? Este o zi bună. Um, niște drumuri pe care le faci în ziua de vineri. Niște discuții care sunt acolo destul de interesante, dar zic eu și tranșante. Sunt lucruri care ajută. Chiar ajută la uh, niște hotărâri care se pot lua. Da? Acum, fie te folosești de ceea ce ai pe cer și ai curajul să. Uh, e o hotărâre privind o relație. Fie acum, în sfârșit, ți se clarifică mintea și zici bă, gata, uite, acum știu ce să fac, știu încotro să mă duc, știu care e planul. Da? Știu care e plan, Poate sunt lucruri pe care nu le-ai făcut în viața ta, dar asta este. Da? Balanța, nu știu, poate avea un moment așa de uh, iluminare, ca să zic. Eu zic că e o perioadă bună, ți-am zis deci să faci schimbări uf uh, uh, uh. și ce aș mai recomanda pentru balanță o mai mare atenție pe discuțiile care apar pe la muncă. Acum, dacă vă apucă și pe voi dragostea pe la muncă, aici nu mă bag, e posibil că de săptămâna viitoare intră și venus pe acolo. Când să zic eu, eu nu mă bag fiecare cum știe, dar uh, acolo e posibil să spuneți păi, Nu știu uh, hai să schimbăm ceva, hai să facem ceva altfel. Unii vă puteți face niște planuri împreună cu persoana iubită, cei aflați într-o relație. Da? Cei singuri aveți niște discuții interesante. E, patru de cupe și tentația, diavolul, cu regina de spade. O legătură cu Zodia Capricorn, dar este și un moment în care balanța e trezită la realitate. Da? Parcă este o frică aici, este o teamă. Pe de altă parte, Că e ceva ireal care se întâmplă pentru balanță. Cineva care refuză un gest, refuză ceva anume. Poate are o legătură și cu o teamă pe care o ai, poate are o legătură și cu partea materială a lucrurilor. Apoi avem steaua, apare lumina de la capătul tunelului pentru balanță, apare steaua norocoasă. Pentru unii puteți avea legătură cu zodia vărsător sau cu o persoană care este foarte cunoscută. În cercul vostru de prieteni, la muncă, în general. Și, nu știu, la persoana asta se ajunge mai greu, da? Adică nu oricine, dar ajunge. Se ajunge foarte, foarte greu la persoana asta. Poate aveți o stea norocoasă. Deodată vă vine o idee, deodată Balanța înțelege că trebuie să facă lucrurile diferit. Da? Ultima carte. Uh. Cavalerul de Cupe o invitație de dragoste pe care o faci cuiva sau cineva care îți face o invitație de dragoste. Uite, acum poți să ai curajul da, și să faci ce simți tu. Cavalerul ăsta de cupe poate să zică și tă spre un drum către un loc drag sufletului tău, dar uite, eu zic că e ceva ce ție îți poate aduce foarte multă siguranță, împlinire, liniște. Eu cred că pentru balanță, nu știu cum să vă zic eu, o soluție e la voi, mai ales și care nu vă găsiți o relație sau nu, nu vă găsiți o relație că încă nu știți ce vreți. Da, sau că nu știu, încercați voi să mulțumiți pe toată lumea, trebuie să mulțumiți și prietenii, trebuie să mulțumiți și familia și pe toată lumea. Nu gândiți-vă doar la Sufletelul vostru. Lăsați-i pe ăștia în pace. Da? Că ne naștem singuri și murim singuri. Da? Și la final o să ne dăm seama și o să spunem, ia, uite că eu am ales după gura lumii, după gura familiei, după toată lumea, să mulțumesc pe toată lumea. Și în final, da, Sufletul meu era prin altă direcție. Cam asta. Da? Aici, E ceva care va putea oferi foarte multă lumină, da? foarte multă stabilitate, dar na, cumva trebuie să acționați diferit. Turnul, da, aici balanța se desfășoară din ce văd eu. E ceva din trecut, e un suflet pereche, o atracție mare sau o nouă persoană. Zodia Scorpion. Pentru tine este o zi în care na, da, familia și casa e importantă. De dimineață scorpionul fie este foarte energic, fie e mai nervos din fire, așa că nu supărați scorpionii da, în, în, prima parte a zilei de vineri. Alții, nu știu, puteți să vă treziți de dimineață cu energie, ziceți gata, fac, drag. Pe de altă parte, uite, pot exista tot felul de lucruri de rezolvat prin casă, da? vineri dimineață. Poate legate de acte, pot fi discuții ciudate, Pur și simplu poate scorpionul se trezește așa mai cu fața la cerceaf. Poate visezi ceva da? și când te trezești dimineața vezi că e chiar real ce ai visat tu. Pe de altă parte, în prima parte a zilei de vineri, scorpionul are și niște surprize destul de mari privind partenerul, privind relația de cuplu. E ceva acolo care se rupe brusc, este Uh, o problemă prin care cineva trece, dar posibil ca unii scorpion să aflați niște vești care să vă determine să reacționați într-un mod destul de dur. Ar spune ceilalți, eu aș spune că e bun că Pluto acolo asta vrea de la voi, de asta vi l și trimis pe Marte ca să, uh, 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 ca să începeți așa, de undeva. Um. În a doua parte a zilei de vineri, nu știu, scorpionul stă în casă, în familie sau stai cu persoane foarte apropiate, ție prietene de prin trecut, de păi aici e o femeie, da, care e posibil să schimbe destul de mult lucrurile. Acum fie e vreo fostă iubire, fie este o persoană pe care tu nu o suporți sau sunteți cumva inamice, dar cumva se întâmplă să fiți în același loc, da, nu știu, o rudă, o prietenă, cineva. Da? Ei și acolo uite scorpionul acum are ocazia da, să fie, nu știu, momentul adevărului. Da? E o discuție acolo, fără limite, așa, pe față, directă, care se întâmplă cu cineva, dar în același timp, tot pentru Scorpion, undeva vineri spre seară, e un moment tare bun în care Uite, um, poți să ai niște discuții foarte serioase privind viitorul relației de iubire, uh, un copil poate poate face o dezvăluire. Ideea e că scorpionul află tare multe secrete vineri seara sau se întâmplă multe lucruri așa, dar care cumva sunt ascunse. Eu totuși simt liniște, dar în același timp și clarificări pentru scorpion, doar că vezi, tu sunt lucruri care te surprind, e ca și cum zici băi, nu vine să cred că e real, nu vine să cred că se întâmplă chestia asta, e ciudat, da, ceea ce Ceea ce se petrece. De asta zic. Poate e vorba de vreo poveste de iubire, poate e vorba de ceva de printr-un trecut îndepărtat, niște declarații pe care un copil ți le face, sau niște lucruri pe care chiar tu le spui cuiva, dar. Și pentru tine sunt discuții așa interminabile, cu un copil, cu persoana iubită, sunt niște lucruri și niște, și, și niște declarații pe care, uite, cineva ți le poate face și tu îi rămâi surprins, adică zici pe bune, adică cum se întâmplă chestia asta, ce pot să fac? Da? Hai să vedem, dragi scorpioni, ce ziceți voi. Na, da, și pentru voi e quadratura aia care deja se simte, uite, turnul, da, între Marte și Uranus, Marte, Marte care e tatăl vostru, da? Asul de bâte, turnul. Valetul de cupe. E o dorință mare a scorpionului de a se elibera. Poate să fie și o zi cu surprize foarte plăcute, poate să fie o zi cu pasiune, o zi în care primești o veste bună, te bucuri de ceva anume. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, poate să fie și un moment pentru scorpion în care uh, nu știu, devii mult mai sensibil. E, mă rog, e un moment în care ai curajul ăla să-i exprimi totul, da? tot ceea ce simți, tot ceea ce este în inima ta și cei buni, bun și ce e mai puțin bun. Că a, asta însă. Uh. Cineva care îți face niște dezvăluiri. Pentru unii puteți să rămâneți surprinși de un cadou pe care îl primiți sau de lipsa unui cadou a cuiva. Și e ceva care pentru scorpion pune punct. Regina de monede. Uite, și eu aici că sunt două femei, două regine, nu știu, e o prietenă. Este o legătură aici pentru unii, cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Um, unii um, scorpion, posibil să vreți și dovezi concrete, ziua de vineri, dar poți să te întâlnești și cu o prietenă sau să iei o hotărâre da, privind o situație în care ești. Te întâlnești cu o prietenă, îi cer, luai un sfat sau îți cere ea un sfat și rezolvați, da? Pentru alții, nu știu, aveți vreo întâlnire interesantă. E ceva nou ce faceți, ceva ce n-ați mai făcut, dar ce văd eu aici e că femeia asta vă poate spune niște secrete sau puteți să aflați voi niște secrete. Da? Poate stai cu copilul tău, poftim. Dacă ești femeie și ai un copil, stați de vorbă și vă ziceți așa una alta. Da, scorpionul are parte de mari surprize. Ceva ce apasă, da, ceva ce e ciudat, unii puteți să aveți legătură cu zona medicală astăzi, chiar pe neașteptat. Zodia săgetător pentru tine uh, uite vineri dimineață acolo trebuie să fii puțin atent, da pe condus, trebuie să fii atent pe vorbit, e posibil să te trezești și tu fie mai energic, fie mai nervos, fie mai direct așa și e posibil să mai supere oamenii din jurul tău, dar nu băga în seamă da modul tău de a comunica sincer da? de a spune adevărul, de a acționa așa direct, să știi că te ajută tare mult în perioada asta. Chiar dacă vor mai fi oameni care comentează. A, este o perioadă în care toată lumea, și eu și tu, dar toată lumea e sensibilă și la critică și vede toate lucrurile, așa, știu, toate detaliile astea, toată lumea se uită doar spre anumite defecte. Adică oricum, orice îi spune, tot e așa că desfășoară-te, dar atât ți-aș recomanda serios în prima parte a zilei de vineri, puțină atenție pe condus, puțină atenție în relația cu rudele, dar și în relația cu vecinii sau cu persoanele apropiate, că acolo pot apărea niște lucruri ciudate. Societătorul face niște lucruri destul de ciudate în prima parte a zilei de vineri, poate afli un adevăr, poate știu eu, acum e momentul tău să te trezești la realitate, privind munca, privind zona aceasta, și cumva în a doua parte a zilei de vineri, săgetătorul se poate întâlni cu o prietenă sau cu o persoană dragă. Tot în a doua parte a zilei, săgetătorul poate avea o discuție interesantă acolo. Da? poate ieși cu un grup de oameni, poate unii, știu eu, stați acasă prin familie, dar aveți multe discuții, vă vin persoane în vizită, vă duceți voi undeva. Se întâmplă tot felul de lucruri, bineînțeles. Și cu siguranță pentru săgetători este un moment în care nu știu serie au niște discuții vechi legate de partenerul tău legate de um, un cuplu din jurul tău părinții. Responsabilități da, sunt niște discuții acolo care ajută foarte mult săgetătorul să-și clarifice niște lucruri da privind viitorul unei relații privind viitorul unei prietenii. Privind un proiect important pentru alții, da, este un moment în care săgetătorul are ocazia acum să discute line, liniștit, relaxat și chiar să dea dovadă de multă sinceritate a uh, niște rude care îți vin în vizită în perioada asta neanunțate sau știu eu vin la tine și își fac de cap, poate tu te duci pe undeva în vizită, dar oricum ar fi trecutul bate la ușă serios pentru pentru da. Și uite, repet, e o femeie care aici te poate te poate ajuta, da. Unii puteți să aveți o discuție sinceră cu partenerul. Și să vedeți încotro vă duceți sau care e următorul plan în casă în familie, nu știu, ia să vedem noi. Uh, ok nouă de monede. Da, săgetătorul primește niște bani sau rei legătura cu o persoană, te duci, îi dai un buchet de flori. Cineva vrea să reia legătura cu tine, vine, îți dă un buchet de flori. Văd aici că poți să primești bani sau pur și simplu poți să ajungi la o stabilitate mai mare din punct de vedere material. Apoi avem lumea aici, lumea care reprezintă o eliberare, un sfârșit karmic, lumea reprezintă o bucurie pentru tine, dar poate să reprezinte și o veste mare legată de zona străinătății. Cavalerul ăsta de spade vine cu niște vești total surprinzătoare, dar poate să fie, zic eu, o discuție clarificatoare pentru săgetător, E ca și cum acum mai o ai încredere în tine și zici gata, uite acum pot să discut sincer, să văd și eu cotro să duc lucrurile, ori în stânga, ori în dreapta. Um, ultima carte care era să o scap e 8 de spade. Un blocaj, o izolare. Lucrurile pe care le afli în preajma zilei de vineri, vezi că te vor surprinde destul de mult, însă ce ți-aș recomanda eu e să încerci să nu te mai gândești în continuu la lucrul ăla că e ca și cum uite așa faci cu un cuțit în rană și normal că aia nu se mai vindecă și se face mai mare și doare da ai aflat chestia s-a întâmplat lucrul respectiv Bun, îl accepti te apuci vindeci rana respectivă și o lași în pace să se vindece nu. De fiecare dată stai și tragi de ea, că nu se rezolvă. Da? Așa, 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 așa ești cu traumă Vorbești în continuu, în continuu, în continuu de lucru ăla. Da, bine, ți este în minte, asta e adevărat, de acolo e cam gros să-l da? care cer și tu lupți. Da? Însă, tot zic eu că e un moment în care săgetătorul da, poate afla niște informații care surprind destul de mult. Nu știu unii, poate aflați că trebuie să aveți un copil sau aflați de tot felul de lucruri care vă cam dau puțin viața peste cap, dar nu-i ceva de rău. Zodia capricorn. Pentru capricorn dragii mei de dimineață, nu știu voi vă apucați și cheltuiți, da, cumpărați flori sau. Uh, cu siguranță veți chef de cheltuieli, da, în prima parte a zilei de vineri și chiar dacă vă duceți, voi vă duceți cu gândul să luați o floare și până la urmă, florăria aia n-are decât buchete și trebuie să o luați. Bine, acum râd în glumim alții din contra, de dimineață spuneți gata, îmi fac cadouri, mă, mă simt bine. Tot în dimineața zilei de vineri Capricornul începe așa să-și dea seama că trebuie să fie respectat sau poate începe să-și dea seama că trebuie să-și ceară drepturile, să facă mai mulți bani sau să fie mai mult apreciat și cu siguranță în, în prima parte a zilei de vineri Capricornul e tare surprins da? de un copil, de persoana iubită, Poate sunt lucruri care îți plac, poate sunt lucruri care nu-ți plac, pentru unii pot apărea cheltuieli neprevăzute în perioada asta, dar nu sunt lucruri rele. Alții poate voi inițiați, vă duceți, vă spus și ziceți gata, bluza asta o vreau, nu mă interesează cât costă, îmi fac și eu un cadou și aia e. Deci depinde de voi cum faceți cu treaba cu banii. Dacă, dacă nu, oricum se întâmplă ceva și tot îi dați, dar măcar să îi dați pentru, pentru o plăcere, pentru ceva. Bun, um. În a doua parte a zilei de vineri, capricornul primește cadouri, primește flori e foarte frumos, surprins de lucrurile care se petrec și tot în a doua parte a zilei de, de vineri. Capricornul, da, poate să cunoască pe cineva sau eu știu, mergi pe stradă, te-ai îndrăgostit, te duci, ei prima floare și încerci să abordezi persoana respectivă. Este și un moment în care Capricornul are parte de mici mari minuni într-un drum scurt pe care îl face. Da? Nu știu, te duci până la magazin să cumperi ceva și te întâlnești cu vreo fostă iubire sau deodată, da, ți se aprind acolo niște beculețe și gata, asta e persoana. Te întâlnești cu niște persoane dragi, ai niște discuții importante, frumoase, apropiate de inima ta, poate să fie și un moment în care ai niște discuții legate de muncă, legate de sănătate. Unii uh, poate vă întâlniți cu niște colegi de la muncă și acolo uh, aveți niște, aveți niște discuții așa sincere care pentru voi sunt plăcute, sunt frumoase, da, sunt frumoase um, unii e posibil să fiți puțin dezorientați în preajma zilei de vineri privind drumurile, așa că să nu știu, chemați un taxi să vă ia și vine altă mașină, lucrul mașinii de care știați. Dacă nu știu, aveți treabă cu GPS-ul, cu zona asta, vedeți că e posibil să am pierdeți direcția. Da? Adică trebuie să fiți atenți dacă ta stați pe acolo, că e posibil să fiți prea în lumea voastră și prea zen ca să vă mai dați seama. Da? În rest, eu zic că este un moment bun. Repet, micile mari minuni se întâmplă uh, într-un drum scurt, se întâmplă în familie, într-un grup mai mic de oameni din care faceți parte și așa mai departe. Hai să vedem, dragi capricorn. Și mi-a venit acum informația pentru, pentru capricornii singuri sau cei care vreți să vă schimbați viața, cei care vreți să cunoașteți pe cineva. Poate sunteți într-o relație în care vă simțiți singuri da? sau nu, nu vă simțiți bine. Vineri seara știți ce puteți să faceți luați frumos și. Uh, vreți să vă duceți, da, nu știu, mergeți undeva sau ieșiți cu o la o plimbare și lăsați lucrurile să curgă de, de mă rog, de la sine. sau ieșiți voi la o plimbare, dar nu vă faceți dinainte traseul, dacă trebuie să ajung în locul X în locul Y, nu voi vă duceți așa și unde simțiți pe moment nu știu vi se face foame, vă opriți, vă luați un covrig sau vă opriți, mâncați ceva după aia ziceți bun, acum ce simt să fac? să mă duc în locul X. Mă duc acolo. După aia ce ziceți? Bă, te-am amintit acum că trebuie să merg, trebuie să cumpăr nu știu ce pentru casă. Hai să mă duc. Adică să vă lăsați așa purtați de evenimente, de evenimente. Pentru că se pot întâmpla mici mari minuni în perioada asta. Îndrăgostiți și șase de spade. Băi, deci nu știu. E o energie extrem de interesantă. Uite, ceva începe să se miște privind o relație sau o iubire într-un drum scurt, cum v-am zis. Da? Acum ai curajul să mergi către cineva, să-i scrii unei persoane. Acum îți scrie persoana aia. 10 de băte, da, poate să fie o zi și aglomerată în care sunt multe drumuri de făcut sau sunt multe discuții, sunt multe lucruri. Vezi că acolo trebuie să pui niște limite. Da, aici. Ultima carte, Asul de Spade, o bucurie pentru Capricorn, o victorie ceva frumos care se petrece aici, dar este și un moment în care se hotărăște cu justiția aici ceva foarte important. Da? Chiar o zi absolut superbă pentru, pentru Capricorn. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este o zi destul de interesantă. În primul rând este o zi în care sunteți în centrul atenției, vineri dimineață vă treziți energici, plini de viață, aveți o încredere foarte mare în voi și cu siguranță din ce văd eu aici, în prima parte a zilei de vineri, vărsătorul îi surprinde pe ceilalți cu felul său de a fi. În sfârșit îți învinge o teamă, în sfârșit ieși din niște convingeri vechi, în sfârșit ai curajul să faci ceva nou pentru sufletul tău și în a doua parte a zilei vărsătorul se simte bine, apreciat, se simte iubit, se simte liniștit, se simte cât se poate de de plăcuți da și cu siguranță tot pentru vărsător. Uite, poate să cucerească, poate să primească multe complimente vărsătorul, multe cuvinte frumoase de apreciere, de laudă și așa mai departe și această conjuncție dintre Mercur și Neptun pentru tine se produce pe casa a doua. Unii vărsători posibil să rămâneți extraordinar de surprinși de felul în care ceilalți vă apreciază, de cuvintele frumoase pe care le primiți, de conștientizările frumoase pe care le aveți da privind relația cu un copil, cum s-a transformat privind relația cu persoana iubită încotro se poate duce, iar unii vărsători puteți să faceți un drum către un loc drag sufletului vostru, da, un drum scurt, poate da sau să primiți ceva simbolic, dar e ceva de mare valoare sufletească. Acolo e totul pentru vărsător în perioada asta. Nu știu, știți cum sunt copiii mici, da și când îți scriu așa o felicitare, da, îți scriu niște vorbe, niște lucruri, da, sau chiar dacă e copilul ăla mare, nu știu, îți scrie acolo ceva și e clar, te unge la suflet, nu se compară, da, chestia pe care ți-o face cu niciun cadou de pe lumea asta și nu ziceți că nu e așa, da, așa este. Cam așa și pentru vărsători, deci e o perioadă bună, uite cei singuri, măi, ieșiți din casă, da. Că e conjunctia aia venus, da, o ă, lună și e ok, e de bine. Ia uite marele preot. Patru de bâte. Parcă e o pregătire de nuntă, Bine, acum râdem glumim unii, poate da, aici e vorba despre o bucurie, da legată de o relație, este o bucurie legată de o colaborare, poate este vorba despre o energie foarte frumoasă pe care o simți tu ca și părinte, da, ca și părinte, apoi avem aici cinci de apă, e, iar niște regrete aici de prin trecut care apar niște lucruri care se zic niște lucruri care sunt puțin ciudate. Iar ultima carte regina de foc, acum nu știu, e vreo rivală pe aici prin zonă, dar pentru unii văd și o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, cineva încearcă să-ți ridice moralul, cineva încearcă să-ți zică cuvinte bune, frumoase, cineva încearcă să te aplaude, să-ți fie alături, e vorba de o relație importantă, e vorba de o persoană foarte dragăție. și cum vărsătorul astăzi dă uitării ceva privind o relație, privind o greșeală din trecut și te bucuri de viață. Zodia pești. Peștii sunt tare surprinși în ziua de vineri, 8 martie. Uite, dimineața acolo poate ceva te enervează, poate ceva ți se pare ciudat, poate are legătură și cu niște bani pe care îi dai pentru a cumpăra niște flori sau poate nu primești florile preferate, dar eu aș merge pe ideea că peștii de dimineață se simt tare curajoși să să-și învingă o teamă. Acum e momentul sau ceva ce nu vă place, da nu e ca și cum ziceți da, dar nu vei da mesaj de dimineață de la prima oră, dai mesaj peste nu știu cât timp. Nu e ok, nu e în regulă. Pe de altă parte, tot în prima parte a zilei de vineri, peștii rămân foarte surprinși. Pe niște mesaje pe care le primesc, apeluri telefonice, schimbări radicale care apar, poate e vorba și de bani, poate e vorba și de uh, rude, da, niște vești pe care le primești și care acolo sunt destul de surprinzătoare, unii puteți să aflați și un adevăr. Cine știe și în a doua parte a zilei de vineri, peștii simt așa nevoia să stea puțin izolați relaxați cu persoana iubită, poate cu o prietenă. Cumva vrei să faci acolo ceva pentru sufletelul tău, da? că faci o baie, că faci o meditație, că mergi într-un loc ca așa simți tu, deci, cumva e un moment acolo drăguț. Pe de altă parte, tot vineri, uh, sunt niște discuții acolo foarte intense care să petrec, da? Uh, discuții legate de viața ta, unii pești începeți și pur și simplu în preajma zilei de vineri, măi, e ca și cum vedeți prin oameni și vedeți ce vă doriți vineri seara, că voi aveți foarte mari șanse să și materializați. Da? Deci dacă, e de, dacă, mate, dacă vizualizați lucruri frumoase, e ok. Da? O iubire de prin trecut care apare sau o situație da, în care te trezești iar pus, este o situație prin care ai mai trecut, poate doar se schimbă persoana. Da? Um, fie este un moment de intimitate pe care l-ai acolo cu partenerul, cu cineva din casă, din familie, cu mama, cu o prietenă, fie pentru alți pești um, seara de vineri foarte interesantă, dar poate, poate mergeți undeva, simțiți nevoia să stați puțin în spate, să analizați și o să aflați de -a secrete și de -a lucruri și o să aveți de -a conștientizări cât nici nu v-ați imaginat, da? cât nici nu v-ați imaginat. Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi aveți o intuiție, aveți un flăr, nu știu, parcă vedeți viața ca un bas pe ziua de vin. Da? Și o să vedeți multe lucruri da? într-o altă lumină, v-am zis, legate de relația de cuplu, legate de oamenii din jurul vostru, familie, prieteni. Da? De acolo sunt mari surprize în perioada asta. Regele de monede, regele de apă, forța, o legătură cu zodia leu. Uh, sau o legătură cu zodii de pământ, taur, capricorn, fecioară. Uh, este o provocare, ești legată de bani. U, uh, Ia uite și regina de monede. Păi nu știu ce e aici, sunt niște discuții legate de bani, da sau. Uh, Poate aveți legătură cu persoane care sunt mult prea uh, prinse în planul ăsta material, dar și vouă vi se pare cam uh, cam ciudat, e cineva care vrea să te impresioneze, vrea să-ți dea ceva, te ajută, rămâi surprins și avem și regele de apă, nu știu, poate împreună cu un prieten, dacă ești bărbat, te apuci și faci un gest frumos față de cineva sau uh, aici văd doi bărbați sau două instituții publice, doi știu Două persoane din familie, da. sunt doi bărbați aici, unul e mai sensibil, altul e mai uh, rădăcinat aici în planul fizic, unul are nevoie de emoție, unul are nevoie de. Uh, lucruri concrete de dovezi concrete. Da? O luptă între ăștia doi nu știu ce se întâmplă aici nu, nu știu. Sau primiți de la două persoane primiți și cadouri materiale și cadouri simbolice da. Ultima carte, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și o decizie importantă pe care o iei este o hotărâre foarte, foarte mare. Care are legătură cu așteptare cu trecutul. Uh, unii pești nu știu, poate primiți. Un cadou la muncă primiți niște bani suplimentari primiți ceva acolo care vă. Vă ajută da vă ajută. provocare aici pe care voi trebuie să o treceți. Da? Parcă e o adunare de oameni. E o adunare de oameni și aici stați, discutați, dar așa cum v-am zis, în adunarea asta de oameni, da? voi e ca și cum v-am zis, nu știu, stați acolo, stați într-un colț mă, și aveți o intuiție și analizați niște lucruri și ziceți, aha, Bun, deci așa stau lucrurile. Și e ca și cum nu vă vine să credeți, da? Nu vă vine să credeți ce se întâmplă. Alții puteți să aflați niște secrete, e ca și cum vă întâlniți cu o persoană, aveți niște discuții acolo intense și aflați niște lucruri care vă ajută tare mult, da? Vă ajută mult. Eu ceva aș recomanda în seara zilei de vineri. Mai nu insistați pe absolut nimic. Adică, dacă vedeți voi că ceva nu funcționează da, cineva nu răspunde, cineva nu face, nu insistați, lăsați lucrurile așa și stați ca un spectator. Da? Pentru pești este o seară de vineri în care părerea mea e că mai bine nu neapărat să petreceți singuri, dar să faceți lucruri pentru sufletelul vostru. Da? Chiar dacă simțiți nevoia să stați în casă sau să mergeți undeva la munte, la unde vreți voi, să stați așa voi cu voi, să vă relaxați, să vă răsfățați, asta faceți. Da? Uh. Pentru că e un moment magic acolo pentru pești. Acestea au fost previziunile pentru toate zodiile. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu mi-am propus să iasă așa lungi previziunile, dar ce să fac? Am avut multe lucruri de spus. Am intrat foarte mult în energia conjuncției Neptun-Mercur. Și ce să fac? M-am lăsat și eu așa purtat de eveniment, așa că viața e un basp. Dar nu uitați că e Saturn acolo care vine și ne trezește la realitate. Da? Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți o zi de 8 martie cât mai frumoasă și la mulți ani încă o dată tuturor doamnelor și domnișoarelor.